V-ați gândit vreodată la faptul că poți să cazi de la credință? Înțelegi că lucrul acesta este un pericol real pentru tine și îl înțelegi mai ales când vezi că alții au căzut și acum trăiesc departe de Dumnezeu și s-au întors în păcat, precum scroava se întoarce iar în mocirlă, că așa e scris în Scriptură. Înțelegi că căderea de la credință poate avea consecințe veșnice, precum spune Scriptura. Precum spune Scriptura despre pământul care aduce spini și mărăcini, care spune că este lepădat și că este aproape să fie blestemat și sfârșește prin a îi se pune foc. Exact cum am învățat în capitolul acesta 6. De aceea vreau ca să fiți cu multă luare aminte la lecția aceasta pe care o să o studiem, pentru că vom învăța despre aceea cum să ne întărim continuu în credință ca să putem sta tari și să nu cădem, să evităm capcanele acestea, cursurile acestea în care alții au căzut.